Aureliu Sârbu, în vârstă de 29 de ani, deține o afacere timp de 3 ani, Like Center, care oferă cunoștințe și abilități din domeniul afacerii oamenilor care doresc să-și dezvolte activitatea de antreprenoriat. Aureliu Sârbu, de mic copil, visa să dețină o afacere pentru a putea contribui la dezvoltarea țării. Inspirându-se de la antreprenori internaționali, a reușit să-și urmeze scopul și să-și îndeplinească visul. Pe mine m-a inspirat faptul că de mic copil visam la o afacere și eram plecat în străinătate, în Rusia, apoi în Marea Britanie și de multe ori mă întâlneam cu antreprenori care deja au afaceri deschise și asta m-a inspirat pe mine de a avea propria afacere, pentru că când ai propria afacere poți să dezvolți toate visele, visele să devină realitate. Cei care vin aici să frecventeze cursurile sunt susținuți prin diverse mijloace și programe care dezvoltă anumite idei și capacități ce le permit să-și deschidă o afacere, fie pe teritoriul Republicii Moldova, fie în străinătate. Light Center este o comunitate de oameni, unii cunosc noi, persoanele care se adresează comunității noastre sunt de două categorii. Prima categorie este deja persoanele care au o afacere, dar doresc să o dezvolte, să iasă la alt nivel și datorită instrumentelor care noi le avem, persoanele își cresc veniturile, își administrează afacerea. La fel sunt și persoanele care nu au afaceri, precum studenții, precum persoanele care își doresc o afacere, dar nu au bani. Deja la fel se adresează și avem diferite programe pentru persoanele care doresc să înceapă, dar nu au bani. Și la fel pentru persoanele care au bani, dar nu au idei, cum să începe, pas cu pas. Pentru prima dată i-a venit ideea de a înființa o afacere pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2018, fiind stabilit cu traiul timp de 7 ani peste hotarele țării. Asta a fost în 2018, fiind în Marea Britanie, în London, că am decis să vin în Republica Moldova, deoarece finanțatorul, Iaz Șobilin, care a creat compania aceasta în urmă cu 7 ani, pentru mine erau foarte aproape calitățile acestei persoane și trăsăturile care el le transmite. De asta am decis să revin în Republica Moldova ca să dezvolt acest proiect în Republica Moldova, ca cât mai multe persoane din Republica Moldova să-și creeze afaceri lor și să nu fie nevoiți să plece peste hotare, cum la fel am plecat și eu pentru o lună de zile, dar am revenit după 7 ani. Cel mai mult la înființarea companiei i-a rămas memorabil momentul în care a reușit de la zero să-și înceapă propria afacere, fără cunoștințe și abilități din antreprenoriat, doar cu capacitatea de a munci în construcții. A fost un lucru deosebit pentru mine, pentru că eu lucram în construcție în Marea Britanie și fiind în noua mea atmosferă, în antreprenoriat, pentru mine nu era cunoscut absolut nimic ce aceasta conversie, ce aceasta MSRM și toate pasurile acestea de la început. Pentru mine a fost o etapă care nu se uită niciodată. Scopul afacerii pe care o deține este de a ajuta tinerii care întâmpină diverse probleme în dezvoltarea antreprenoriatului, cum ar fi alegerea nișei când ai start unei afaceri, probleme de ordin financiar, vânzări scăzute sau lipsa clienților. În fiecare lună, precum la noi, vin diferiți studenți, diferite persoane, în fiecare lună și fiecare vine cu o problemă lui, da? Cineva are un minus în compania lui, cineva care are nevoie de bani, de investiții, ceea ce noi îi ajutăm și multe persoane din compania LAI, din persoanele care învață la noi, anume că atrag investiții. Fiecare nu e unica problemă care persoană în DUC, multe persoane au o
problemă la alegerea nișei, da? Adică cum să alegi nișa de business, da? Și la fel, înainte cursul pentru ca să alegi nișa durea o săptămână, cunosc acum, cunosc persoană, cunosc poate să practice mai mult de o lună jumate, în care cunosc el să aleagă nișa de afaceri, pentru că mulți aleg nișa, precum își văd nișa asta, că vor să ocupe toată viața, dar cunosc pentru început, nu trebuie să alegi o nișă care să-l dezvolți, să faci primii bani, pentru că fiecare antreprenor, până ce faci primii bani, cunosc că asta e foarte important. La fel, cunosc probleme pentru minus vânzări mici, cunosc la fel, cunosc probleme cu clienți, nu sunt destul clienți, bani care ne ajuns în companie și lipsa de control, adică cum se controleze o afacere corect. Că afacerea este un proces lung și complicat, nu este de acord, pentru că reușește să ajute tinerii în a începe de la zero activitatea de antreprenoriat și în decurs de o lună să le reușească cu rezultate deosebite. Este lung și ceva complicat pentru atunci, pentru persoanele care nu cunosc. Spre exemplu, la noi, în comunitate, persoane care vin să învețe, toți poate obținut chiar și într-o lună de zile. Începând de la zero, dacă faci pașii corect, poți obține într-o lună de zile, primi rezultate super. Și la fel, noi multe persoane îi ajutăm ca ei să nu înceapă cu banii proprii, anume să atragă investiții. Pentru asta e foarte important pentru început. Primul. A doilea, pentru mine, mi-a luat o durată de timp, pentru că revenind în Republica Moldova în 2018, nu cunoșteam pe nimeni. Vreau să spun că erau foarte multe uși închise, da, în care nu aveam nevoie de sală de conferințe, nu știu unde trebuia să mă adresez. Aveam nevoie de alte surse de reclamă sau aveam nevoie de careva servicii și nu știam unde să mă adresez, pentru că mine cunosc că a fost un timp mai îndelungat, de aproximativ 6 luni. Dar dacă e să mă întorc înapoi, în 2018, la cunoștințele care le-am acum, cred că e de ajuns 3-4 săptămâni pentru a crea un rezultat frumos. Afacerea sa nu este despre laudă și mândrie, dar despre dezvoltarea unor relații familiale ce le permite clienților să se simtă ca acasă. Vreau să spun că pentru afacerea noastră, cunosc unic, este că multe persoane care cunosc vin în comunitatea noastră, aici nu este doar o programă, o persoană cunosc o trecut, a primit un certificat, o diplomă cunosc de a trecere și deja cunosc o să vină altul. Este o comunitate unde cunosc toate persoanele să ajută unul cu altul, toate persoanele cunosc sunt deschise, toate persoanele au unii valori care cunosc le cultivăm în acest centru și de asta cunosc mulți. Când vin aici în compania noastră, cunosc la învățat sau cunosc la alte, vin la alte manifestețe, se regăsesc acasă. Avem foarte mulți persoane care spun că au trecut diferite cursuri din diferite domenii, dar anume aici în LIKE se simt ca acasă. Pentru că este ceva cunosc obișnuit, aici nu avem pafosul acesta care cunosc este de îl vedem în multe comunități. Fiecare este simplu, iar ca tu pe tine să te aplaudi, trebuie să faci rezultat. Rezultatul, asta anume în bani. Aureliu susține că nu are un grafic stabil de lucru. Poate să muncească zilnic pentru elevii săi, fără să se uite la oră, și face acest lucru cu plăcere pentru că se simte liber și încrezut în activitatea pe care o realizează. Am avut câțiva prieteni care mi-au recomandat cartea 4 ore, cum să lucrez 4 ore în săptămână. Eu sunt complet diferit, pentru că de fiecare dată, adică sunt momente când tu faci ceea ce îți place și asta, nu te uiți la oră, pentru tine nu este un grafic, nu este un calendar, da? Pentru că zi de zi tu înțelegi că cu ceea ce te ocupi, adică faci pentru
elevii care învață latine pentru cunosc comunitatea care s-o construie și asta cunosc, te simți foarte liber și te simți încrezut pentru că faci ceea ce îți place. Eu nu am un grafic la moment fixat, adică trebuie să vin cunosc la 9 și spre cunosc la 5 pentru că ne încătrem și ne stăruim să oferim atâta timp unei persoane, unui elev, atâta cât are cunosc el nevoie. Dar totodată mă simt liber pentru că pot să plec dacă mi-am venit chiar nu de mult, m-am făcut o vizită în România, am avut un vis dimineață pentru că plecasem în România, iar spre seară deja eram plecat în România. Asta și mulți antreprenori doresc să-și creeze propria afacere pentru a avea această libertate. Scopul și obiectivele lui Aureliu sunt de a dezvolta mai mult compania Like Center pe teritoriul Republicii Moldova și de a aduna o comunitate de până la 500 de persoane. Sunt foarte intens focusat la dezvoltarea comunității Like Center aici în Republica Moldova și de a crește clubul comunității Like și ca în timp de 2-3 ani de zile să fie peste 500 de persoane care cunosc, fiecare cunosc lună, cresc afacerile și dezvoltă pe tot teritoriul Republicii Moldova. Aureliu îndeamnă antreprenorii începători sau pe cei care doresc să-și deschidă o afacere, să-și dezvolte abilitățile în vânzări, să înceapă cât mai rapid calea de dezvoltare a afacerii și să nu cedeze. Persoanele care cunosc sunt foarte tineri și nu au nicio experiență să-și dezvolte amabilitatea de vânzare, adică de a se putea să vândă, pentru că asta este foarte important pentru antreprenor. Asta e primul, la doilea rând, să încerce cât mai rapid, pentru că câte greșeli mai persoanele cunosc o să facă, cunosc atât mai departe o să ajungă, și a treia, întotdeauna să nu cedeze.